pentru cele care ați fost, că Dumnezeu m-a spus să merg și să spun. Și când a trebuit să vin aici, bineînțeles, întrebarea mea a fost ce să spun. Că nu pot să vorbesc doar pe drag de a vorbi. Și vedându-mă cu privire la tema despre care să vorbesc, Dumnezeu mi-a adus aminte de ceea ce m-a ajutat pe mine personal în viața mea de credință, în relația mea cu Dumnezeu, dar și în lucrarea pe care o fac pentru El, foarte mult. Și aceasta este, așa cum s-a amintit deja, identitatea mea în Hristos. Cred că după mântuirea pe care Dumnezeu ne oferă ca și fără plată, un punct foarte important este să afli cine ești în Hristos, ca să știi ce poți să faci pentru El. Rămâne la primul slide deocamdată. Atunci când ne naștem, identitatea este foarte importantă, mi-e așa și multe dintre dumneavoastră, cu care am stat deja de vorbă, am aflat că aveți copii și nu doar unul, chiar mai mulți, știți că, da, nu ieșiți din spital fără cu copilul până nu semnați un certificat de naștere, unde scrie numele copilului și alte detalii. Identitatea este importantă și ne simțim așa de importanți la 14 ani când primim buletinul. Nu știu de ce, poate nu putem să votăm, nu putem să dăm de carnet și totuși, parcă dintr-o dată, suntem așa mai importanți. Am buletin. Și nu, din greșeală, aceasta se numește acum carte de identitate. Dar nu o să vă rog să ne arătați buletinul sau pașaportul sau certificatul de naștere, dar fiecare trebuie să recunoaștem această identitate, mai ales atunci când vine vorba de identitatea mea în Hristos. Și pentru că aveți acele caietele frumoase pe care le-ați primit cadou, aș rugai acolo pentru tine personal să scrii cine sunt eu, cine te consider în Hristos? Dacă ar fi să te descrii în o propoziție sau chiar într-un singur cuvânt, ce ai putea să spui despre tine? Spunea sora Elena că este mijlocitoare. Este o descriere atât de frumoasă, o identitate pe care poți să o recunoști și celelalte surori care o cunosc, mărturisesc despre asta. Este o mijlocitoare și ajută foarte mult frații. Este o identitate pe care ți-o asumi, ți-o cunoști și ți-o asumi. Și trăiești în concordanță cu această identitate pe care o ai în Hristos. Și de dimineață, de asemenea, am fost întrebată, ești de Bora? Poate, nu știu, poate nu te cheamă de Bora, poate te cheamă Claudia. Știi ce înseamnă Claudia? Cea care plânge. Nu știu dacă mulți oameni m-au văzut plângând, deși am plâns foarte mult la viața mea, de obicei nu de față cu alții, cred că poate oamenii am putea să spună că eu zâmbesc tot timpul și m-aș bucura să fie așa. Dar poate te gândești la numele tău, poate te gândești la chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, la darul pe care ți-a făcut. Notează-ți, te rog, cine crezi tu că ești în Hristos? Care este chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? Și nu mai puțin important este a cui ești. Spuneam că atunci când ieși din spital, copilul fiind, da, pe certificatul tău de naștere scrie atât numele tău cât și numele părinților. Eu m-am lovit de această întrebare, a cui ești, pe la 3-4 ani, așa, știți, când ești mic, oamenii străini te plac, se bagă în seamă cu tine, te treabă de vorbă și, inevitabil, întrebarea este, a cui ești mai fetiță? Da? Cine sunt părinții tăi? Și tatăl meu mi-a spus la această întrebare să răspund, eu sunt a Domnului Iisus. Și toți care m-auzeau ziceau, măi, ce copil spiritual, uită la ea, tădei 3-4 anișori și ea știe că este a Domnului Iisus. Ea mi-a explicat, a venit de la Dumnezeu și, deci, sunt a Lui, chiar dacă am fost credințat cu părinților mei să aibă o gen de mine, dar, și ăsta era un adevăr, clar, dar mai era un adevăr pe care aveam să-l aflu în ceva mai târziu, pe la 11 ani, așa, care avea să mă doară foarte tare și avea să-mi zdruncine identitatea pentru multă vreme. Părinții mei nu erau părinții mei. Și nu m-a durut faptul că nu erau părinții mei, nu m-a durut nici faptul că
părinții biologici mă deduseră spre adopție, dar faptul că nu mi-au spus niciodată adevărul, asta m-a durut, m-a făcut să-mi strunc identitatea și să nu mai am încredere în cei care spuneau că spun adevărul. Și a fost un moment destul de dificil pentru mine. A fost momentul în care eu am vrut să-L urmez pe Hristos. La vârsta aia am înțeles că trebuie să-L urmez pe Hristos. La vârsta aceea am aflat că sunt adoptată și tot la vârsta aceea mama mea adoptivă a rămas însărcinată cu propriul ei copil. Și dintr-o dată, parcă folosul meu de a fi înlocuitor de copil, că ei nu puteau să aibă copii, nu mai avea niciun rost. Că acum urmeau să aibă cu copilul lor. Și m-am simțit așa folositoare, m-am simțit așa a nimănui și mi-am pierdut încrederea. Mi-am pierdut încrederea în cei care spuneau că ei spun adevărul. Mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu care a găduit să se întâmple așa ceva. De ce oare părinții mei m-au dat? De ce ceilalți m-au spus adevărul? Dar eu cred cu convingere astăzi că deși descoperirea identității noastre poate să doară uneori, Dumnezeu are un scop prin fiecare durere prin care trecem și ne spunea și sora Elena mai devreme că Dumnezeu lucrează în viața noastră prin aceste dureri. Și sunt absolut convinsă că scopul lui Dumnezeu a fost ca El să fie identitatea mea. Nu părinții biologici, nu părinții adoptivi avea să mă ia mai departe, mai târziu din familia mea și să trăiesc singură la Sibiu și nu aveam o altă identitate decât identitatea mea în Hristos. Și sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu că la o vârstă destul de fragedă, El a venit și mi-a făcut acea promisiune pe care vă spuneam și mărturia de dimineață, că nu o să mă părăsească și nu o să mă lase. Cred că am fost creați cu această nevoie de identitate, nu credeți? Nevoia de a aparține unei familii, de a aparține unui popor, nu? Chiar și aici în Spania, voi tot români ce sunteți, așa-i? Da? Bun! De a aparține unui grup de prieteni, unei biserici. Pentru că am fost creați să aparținem lui Dumnezeu. E adevărat că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, a rupt această identitate a noastră, această legătură noastră cu Dumnezeu. Și de multe ori oamenii greșesc încercând să umple această legătură prin alte relații care uneori sunt dureroase și aduc foarte multă suferință. Și de aceea îi sunt așa de recunoscătoare lui Dumnezeu că El nu a îngăduit să mă pierd, nu a îngăduit să mă depărtez prea mult de El, chiar dacă pentru 4 ani de zile am suferit în această criză de identitate, dar El m-a găsit. Ți s-a întâmplat vreodată să trăiești o astfel de criză a identității tale? Scrie acolo, în caietelul tău. Sunt sigură că îți poți aduce aminte. Nu trebuie să-mi spui mie, dar Dumnezeu știe. Și fiecare dintre noi știm că a fost poate un moment în care ai simțit că nu aparții în lumea în care trăiai. Poate că nu te identificai la școală, la muncă, la biserică, poate. La o conferință de femei? Nu, cu siguranță aici fiecare vă găsiți că faceți parte din asta și cu siguranță v-ați simțit foarte bine până acum în programul de dimineață. Scopul pentru care eu cred că Dumnezeu a ales ca lucrurile să se întâmple, așa spuneam, că El a vrut să fie identitatea mea, El a vrut să fie Cel care mă definește. Și spuneam de dimineață, la 15 ani El mi-a făcut mie o promisiune, pe care nu am înțeles-o în totalitate atunci, pe moment, dar a fost așa de profund pentru mine să știu că Dumnezeu, care avea dreptul să mă părăsească, care avea dreptul să mă pedepsească, care avea dreptul să fie supărat pe mine, îmi spunea, nici de tu n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și mai târziu aveam să înțeleg de ce mi-a făcut Dumnezeu această promisiune. Pentru că El știa că mă luptam cu această criză a identității, că nu simțeam că aparțin cuiva, nu simțeam că îi pasă cuiva în mod special de mine, deși părinții mei nu se purtau urât cu mine,
să învăț acest greșit, nu mă băteau și nu s-au purtat, bine, ca și cu copilul lor, însă faptul că a existat această lipsă de comunicare și eu nu am înțeles ce și de ce și cum, a creat foarte multă confuzie în mintea unei adolescente la vârsta aceea. Și pentru că mă simțeam neimportantă și simțeam că nu aparțin nimănui, diavolul a venit cu alte întrebări. Așa, dar de ce au făcut lucrul ăsta? Dar de ce a alcătuit Dumnezeu ca părinții mei să se poartă în felul acesta? Și știam că Biblia are răspuns la orice întrebare și orice problemă pe care o am, dar în momentul respectiv nici nu știam care era de fapt problema. Nu puteam să identific că problema mea era această lipsă a identității. Dar cuvântul Dumnezeu și promisiunea aceea din Evrei, da? Cunoașteți versetul foarte bine. Niște până am săptămâna s-a venit așa ca un balsam pe sufletul meu și cred cu convingere că în acel moment mi-am descoperit identitatea, pentru că l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Am crezut că promisiunea pe care El mi-o făcea bine, nu doar poporului Său din vechime sau evreilor, ci era un lucru pe care El știa că am nevoie și El îmi vorbea mie în acel moment. Așa că nu am fost deloc surprinsă în momentul în care mi-a spus să-L slujesc, să-L urmez pe El și vă spuneam, a spus tu, vino după mine, așa cum mi-a spus și lui Petru. Și a folosit exact acel pasaj pentru mă iubești de mai multe ori. Și încet am descoperit ce înseamnă să paști mielușei, să paști oițele, să paști oile lui. Este o muncă foarte obositoare și cu puțin profit pentru mine personal. Dar este o satisfacție extraordinară să știi că este ceea ce Dumnezeu vrea să faci tu. El face lucrul ăsta prin tine. Asta m-a chemat să fac și El face asta prin mine și este o bucurie extraordinară, o faci cu bucurie. Cum spuneam mai devreme, nu vă cunosc pe fiecare parte, nu știu ce împrejurări v-a chemat Dumnezeu la El, nu știu prin ce situații treceți în momentul de față, dar știu că și pentru mine Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. A ales să plătească acest preț pentru mine și pentru tine și mulți zic, da, El a murit pentru toată lumea, dar eu cred că dacă Domnul Iisus ar trebui să moară numai pentru mine, El ar fi ales acest lucru, pentru că mă iubește. Și dacă ar fi trebuit să moară numai pentru tine, El ar fi ales asta. Tot din aceeași dragoste extraordinară pe care o are pentru fiecare dintre noi. Și sunt două versete pe care le-am ales în această zi și aș vrea să vi le notați și să meditați asupra lor. Unul este din Psalmul 139, un gând al lui David pe care el îl mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Nu te-ai născut la întâmplare, nu existi din greșeală. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, așa cum mărturisea David. Iar lui Ieremia, Dumnezeu a trebuit să-i spună el însuși, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteau și mai înainte ca să fie ieșit din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Deci nu numai că Dumnezeu cunoștea când avea să se nască Ieremia și părinți și popor și așa, dar îl pusese și proroc al neamurilor, îi dăduse și sarcina pe care el avea să o facă și darul lui spiritual și însărcinarea pe care avea să o poată în fața oamenilor. E incredibil cât de bine planifică Dumnezeu fiecare detaliu din viața noastră. Și pentru mine personal, lucrul acesta este o încurajare, că știu că nimic nu este la întâmplare în viața mea. Nu este o greșeală. Domnul Iisus, de asemenea, venirea Domnului Iisus a fost poruncită și vestită de foarte multe ori în Biblie.
în Vechiul Testament până la venirea Lui și toate lucrurile s-au întâmplat așa cum ar trebui să se întâmple. Și scopul acesta extraordinar pentru care Domnul Iisus a venit, am stat și m-am gândit la momentul acela pe cruce, El a venit cu un singur scop, să moară. N-a venit să fie regele iudeilor, n-a venit să dea orbilor putere sau să vindece. A făcut toate acestea ca să arate slava lui Dumnezeu, dar scopul principal pentru care El a venit a fost să moară. Și și-a asumat acest scop pentru că El îl iubea pe Tatăl și Tatăl ne iubea pe noi. Și El a murit pentru noi păcătoșii, răstignit de noi păcătoșii și acolo pe cruce, vă aduceți aminte ce a strigat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era părăsit de oameni, era răstignit de ei, era părăsit de Tatăl, pentru care a venit să facă această lucrare. Credeți că Domnul Iisus s-ar fi putut, dacă a fost doar om, credeți că s-ar fi putut confrunta cu o criză de identitate în acel moment? Credeți că s-a simțit singur, părăsit de Tatăl și de oameni și batjocorit și omorât? Oare să nu înțeleagă El atunci când eu mă simt părăsită? Să nu înțeleagă El atunci când eu sunt părăsită de oameni și mă simt singură și descurajată? Să nu înțeleagă El prin ceea ce treci tu, fiecare dintre noi? Să nu-i pese oare? Ba da. Asta este motivul pentru care Domnul Iisus înțelege fiecare detaliu din viața fiecăruia dintre noi, îi pasă atât de mult, încât a fost în stare să plătească prețul pentru noi. Și lucrul ăsta pe mine îmi încurajează din nou extraordinar. Cine sunt eu? Începe cu cine este El. Continuă cu ce face El pentru mine și mai apoi cu ce face El în alții prin mine. Vedeți? Nici nu le face cu mine identitatea mea. Totul este despre El. Cine este El? Ce face El pentru mine și prin mine? Aș vrea să notez în caietelul tău un cuvânt prin care l-ai descrie pe Dumnezeu. Când te gândești la Dumnezeu, ce cuvânt îți vine în minte? Ce atribut al lui Dumnezeu? Ce caracter al lui Dumnezeu? Te gândești imediat. Dumnezeu este, Ioan spunea, dragoste. Cine este Dumnezeu pentru tine? Scrie pe caietel. Și cu voce tare, dacă îndrăznești ceva, să-mi spuneți trei moduri în care putem cunoaște noi pe Dumnezeu. Zi de zi. În primul și în primul rând, îl putem cunoaște prin Biblie, citind cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că da. Biblia ne descrie în detaliu pe Dumnezeu și cu cât citim mai mult Biblia, cu atât descoperim mai multe lucruri frumoase despre Dumnezeu. Mai sunt și alte feluri în care îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Prin rugăciune, sigur, stăm de vorbă cu Dumnezeu, dar El ne vorbește prin cuvânt, noi îi vorbim Lui prin Biblie, este un fel de dialog. Prin experiența noastră cu Dumnezeu, fiecare zi, punând în practică cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre, vedem felul în care Dumnezeu lucrează. Da? Și prin experiențele altora, atunci când vedem cum Dumnezeu lucrează în viața altora și în lumile pe care Dumnezeu le face, pare că îl cunoaștem din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Într-adevăr, sunt atât de multe feluri în care putem cunoaște pe Dumnezeu și este bine să profităm de un timp liber, poate pe metrou sau în autobuz, nu știu, unde dintre noastre am zis că doriți foarte mult cu serviciul, să poți să citești din cuvânt și să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și să ai această relație cu Dumnezeu ca să-L poți cunoaște pe El. Acesta este încă un motiv pentru care eu cred că descoperirea identității noastre în Hristos este foarte, foarte importantă, dar și dureroasă în același timp. V-am rugat să scrieți pe caietel un cuvânt care descrie pe Dumnezeu. Motivul pentru care v-am rugat să faceți asta este pentru că cineva spunea că așa cum îl văd eu pe Dumnezeu, că este El față de mine, așa cum îl arăta și eu altora.
Fixă. Dacă îl văd pe Dumnezeu drept și sfânt, cum credeți că o să mă port față de ceilalți? Aspru și atenționat, da, ai grijă, vezi, nu-i bine. Întotdeauna mă voi comporta față de cei din jurul meu, așa cum îl văd eu pe Dumnezeu față de mine. Dacă îl văd pe Dumnezeu bun și milostiv și iertător, cum să mă port cu oamenii? Chiar dacă ei se poartă rău cu mine. Măi, trebuie să iert. Așa face un pocăit, așa face un bucurare. Iartă și trece cu vedere. Și rău, nu-i rău. Dacă Dumnezeu este credincios, atunci eu trebuie să țin cuvântul. Am promis că voi fi aici la ora 7, sunt aici la ora 7, chiar dacă tu întârzi. Da? De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios față de mine și eu nu pot să nu fiu și eu credincioasă față de cuvântul pe care mi-l-am dat. Dar când îl cunoște Dumnezeu, descoperi că El nu este mai drept și sfânt. Știți cum este? Este și dragoste. Și doar parcă doare. Eu pot, trebuie să spun oamenilor adevărul, dar trebuie să facă dragoste. El nu este mai milostiv și întrător, este și plin de dreptate și sfințenie. Nu este doar credincios, este și gelos. Și doar îmi dau seama că nu mă port corect cu oamenii. Că mă port cu oamenii doar într-un anumit fel, așa cum îl înțelegeam eu pe Dumnezeu. Dar citind cuvântul lui Dumnezeu și punându-l în practică, învăț din ce în ce mai mult și descoper mai mult pe Dumnezeu. Și dintr-o dată și atitudinea mea față de alții se schimbă. Și modul meu de comportament se schimbă și vorbirea mea parcă se schimbă atunci când îl cunosc din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Pe mine m-a durut foarte tare descoperirea identității mele. Vă spuneam și la 11 ani cu părinții, iar în 2007, după 7 ani de suferință, tatăl meu a murit. Și n-a fost doar tatăl meu adoptiv, dar a fost cel mai bun prieten al meu, cel mai bun prieten pe care l-am avut eu în viață. A fost călăuza mea în viață, punctul meu de repere. Totdeauna aici eram părerea, totdeauna aveam nevoie de cuvântul lui, de sfatul lui pentru mine. Și nu după mult timp, după vreo 3 luni, doctora mi-a spus că și eu sunt bolnavă. Și m-au trimis la doctor, la investigații, la analize și tratament în an de zile, după care mi-au spus, nu, e chiar serios, trebuie să te operezi. M-am operat, am făcut biopsie, e cancer, e serios. Am zis, eu n-am nicio problemă, mă duc și fac radiații și îmi trece. N-a trecut. Au urmat alte operații și alte investigații și alte radiații și dintr-o dată m-am trezit. Ce se întâmplă cu mine? Nu era suficient că murise punctul de reper, dispăruse de acolo și nu știam ce o să mai fie viața mea de acum înainte. Dintr-o dată nu mai eram bună de nimic. Nu mai puteam să lucrez. Nu mai puteam să fac lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat și parcă într-un fel lucrarea asta îmi plătea așa un scop în viață. Prietenele cele mai bune m-au alungat din casă, prietenul meu cel mai bun murise. Eu nu mai aveam putere să am grijă de mine, să-mi fac mâncare sau să mă spăl mâncare, așa de slăbită eram. Și nu-mi simțit bună de nimic. După 2 ani de chin, nu datorită bolii, nici a faptului că eram singură, ci pentru că nu înțelegeam ce făcea Dumnezeu în viața mea. A fost foarte dureroasă această criza identității mele din nou. Și într-un final, Dumnezeu m-a întrebat, dar tu înțelegi ce fac? Și zic, nu, nu înțeleg. Deci chiar nu înțeleg. Mi-ai luat tot. M-ai lăsat o scoipăboară. Nu mai am nici măcar o perlă. Nu sunt bună de nimic. Și el zice, da, dar eu te iubesc. Și zic, da, de ce mă mai iubești? Bună de nimic, așa nu te mai pot sluji, nu mai am pe nimeni în viața mea, nici casă, nici confort mai aveam. Doamne, ce rost mai are viața mea acum? Și el a zis, nu înțelegi, că nu contează. Nu contează ce faci, nu contează cine crezi tu că ești, nu contează ce prieteni ai sau ce crede lumea despre tine. Tot ceea ce contează este ce cred eu. Și ghici ce? Eu te-am creat. Eu am pus în tine fiecare detaliu, fiecare celulă, fiecare abilitate, fiecare calitate pe care o ai. Și știi ceva? Eu nu greșesc niciodată.
tot ceea ce eu am făcut este bun. Și eu te iubesc. Și ești suficientă ca eu să te iubesc. Așa bună de nimic, așa bună de nimic. Ești suficientă. Și mâine o să te mai schimb dacă vreau să te mai perfecționez. Mâine o să mai schimb, dar astăzi, acum, în momentul de față, ești suficientă ca eu să te iubesc. Am plâns timp de 2 ore, până am luat fără lacrimi, pentru că nu puteam să cred că Dumnezeu încă mă mai iubește, chiar dacă nu pot să fac nimic pentru El. Și m-am ridicat în picioare cântând, pentru că știți așa se întâmplă, când realizezi ce face Dumnezeu în viața ta, te simți zădrenică și smerită și te apucă frica câteodată, dar apoi te umpli de bucurie și de îndrăzneală, pentru că Dumnezeu mă iubește. Nu contează că nu sunt în stare să fac nimic acum. Poate că o să treacă și o să reușesc să fac mai târziu ceva. Nici să vorbesc mai puteam. 6 luni de zile n-am avut grai, iar acum pot să cânt. Numai Dumnezeu a făcut aceste minuni în viața mea și asta este tot ceea ce contează. Și cum spunea sora, sper din tot sufletul ca aceste mici experiențe pe care eu le-am avut să fie o încurajare pentru fiecare dintre voi, că prin orice ce treci, Dumnezeu știe, are un scop, are un plan bun și El este cel mai bun pe care îl are. Deci nu am venit aici să vă spun ceva nou și extraordinar. Nu am venit aici să vă spun ce fac eu, ci ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea și ceea ce poate să facă în viața fiecăruia. Și mai ales asta, că atunci când El ți-a spus că te iubește, chiar a vorbit serios. N-a numit, n-a luat-o ușor, ci El chiar te iubește, chiar te cunoaște de-a fi apăr și te iubește așa cum ești. Și pentru că o mare parte din lucrarea mea este vizuală și eu sunt o persoană vizuală, probabil că este un defect profesional, îmi place foarte mult să fac anumite lucruri care să-mi aducă aminte de ceva. Știți că noi uităm oameni. Și dacă vă uitați pe ecran, la slide-ul următor, am făcut cu de Paște acum, un wallpaper. Un astfel de ecran pe care poți să-l pui pe ecranul calculatorului tău și acolo sunt foarte multe caracteristici despre identitatea ta în Hristos. Și nu știu dacă îl vedeți foarte bine de la distanță, că e destul de mic, nu știam ce ecran vom avea aici, dar spun așa, și vă citesc eu ce scrie acolo, că ești iubită. Ești o făptură minunată, sunt versete din Noul Testament, pentru că este despre identitatea noastră în Hristos, o făptură nouă, ești iertată, ești lucrarea lui Dumnezeu, ești templul Duhului Sfânt, ești copilul Lui, ești adoptată în familia Lui, ești sfântă, ești o seminție aleasă, ești neprihănită, ești împlinită de deplin, ești biruitoare, ești ambasadoarea Lui, chiar și aici în Spania. Ești lucrătoare împreună cu El. Ești mireasma lui Hristos. De oamenii pe lângă noi și miroase pe Hristos? Niciodată nu ești singură. Chiar dacă uneori te mai simți singură. Și ești moștenitoare împreună cu Hristos. Am această imagine pe calculatorul meu acasă și în fiecare zi zic, Doamne, m-ai creat și te-ai minunat și te-ai îndurat de mine. Și dacă există o modalitate care te ajută pe tine să aduci aminte anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le spune, folosește-o. Eu am pus cu mine, n-am știut câte o să fiți, nu mă așteptam să fiți așa multe, sincer vă spun, dar, cum spuneam, sunt vizuală. Și dacă te ajută să ai un semn de carte în Biblie sau în cartea pe care o citești cu aceste caracteristici și cu versetele acelea din Biblie, folosește această metodă și pune un verset, un semn de carte acolo și fiecare zi când citești, mai aruncă-ți o dată privirea și pe acesta. Doamne, chiar sunt aceste lucruri în tine. Sau mulțumește-i pentru aceste lucruri. Și am o listă cu mulțumiri legate de aceste versete despre care vorbeam. De exemplu, îți mulțumesc, Doamne, că mă iubești cu o iubire veșnică, de aceea mă păstrez bunătatea ta, pentru că versetul este din Ieremia. Îți mulțumesc că m-ai înfiat în familia ta și de mult din tată. Și poți să te rogi în fiecare zi pentru una din aceste rugăciuni. Nu știu,
cum spuneam, ce te ajută mai mult să-ți amintești de cine ești în Hristos și să-i mulțumești Lui? Îți mulțumesc că Hristos este cu mine toate zilele. Ajută-mă să mă încred în tine până la sfârșitul vieții. Acum, poate o astfel de mulțumire, o astfel de rugăciune îți aduce aminte să-ți amintești fiecare zi cine ești. Și dacă ești, da? Atunci trebuie să și faci ceea ce ești. Și o altă listă, tot de rugăciune, eu mă gândesc că trebuie să ne rugăm înainte să ne apucăm să facem, că s-ar putea să facem bine. Da? Dacă sunt iubită și Ieremia 31:3 spune că sunt iubită, atunci ce trebuie să fac? Există o persoană în viața ta pe care trebuie să iubești? E cam greu să iubești, că e așa de greu de înțin câteodată? Scriu acolo și spune, Doamne, ajută-mă să iubesc această persoană, ajută-mă să-i arăt că o iubesc. Ești iertată. Trebuie să iert. Și sora spunea de dimineață despre iertare. Nu ești mai ușor să iertăm. Dar dacă mă rog și știu că sunt iertată, Dumnezeu mi-a iertat totul, trebuie să pot și eu să iert. Și dacă considerați că vă sunt de folos aceste mici amintiri, puteți să luați câte una. Eu le las aici pentru dumneavoastră, că nu mă întorc pe acasă, că n-am fost un loc în bagaj în avion. Dar dacă aveți posibilitatea să intrați pe internet, am pus acolo site-ul de unde puteți să descărcați aceste materiale. Poți să descarci și să-ți tipărești și să folosești ideile. Și în orice altă situație, dacă îți sunt de folos. Vorbeam cu prietena mea, Lidia, și aseară și spunea, mă ajută foarte mult muzica, cântarea. Cântarea mă încurajează pe mine, spunea Lidia. Și zic, da, la, și pe mine mă ajută. Și slide-ul următor arată o listă de cântări pe care mi-am făcut pe YouTube. Și când ești descurajată și nu știi ce să mai crezi, mai ascultă o cântare de încurajare. Sunt atât de multe cântări frumoase pe internet, și cu melodie, dar și cu cuvinte extraordinare de încurajare, care îți pot din nou aminti ceea ce vrea Dumnezeu să crezi că ești în El. De ce este important să-ți cunoști identitatea în Hristos? Pentru că, așa cum spuneam, dacă știi cine ești, atunci știi ce să faci în primire. Și Pavel spune atât de frumos, totul. De ce? Pentru că El este totul în noi. Și noi putem să facem totul prin El. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să fiți puternice și să fiți biruitoare în fiecare zi. Și tot ceea ce vă cheamă să faceți, să faceți cu îndrăzneală pentru El, pentru că puteți totul. Sunt absolut sigură. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.